În perioada 10 septembrie-7 octombrie, componentele lotului național de box feminin se află în cantonament la Slatina, aflate sub coordonarea antrenorilor Adrian Lăcătuș și Constantin Gălbenușe. Pugilistele se pregătesc intens pentru Campionatul European de Box Feminin din Rusia, la care vor lua parte cele mai titrate sportive din Europa. Pentru a examina nivelul de pregătire, cei doi antrenori au introdus în programul de pregătire și meciuri de verificare. Dimineața avem pregătire fizică, după masă avem specifică și aici facem pentru că ne ajută terenul că nu e bitum ca să supere și atunci facem mai aici dimineața pregătirea fizică și după amiază în sala noastră pregătirea specifică. Noi am avut pe această perioadă de pregătire un meci internațional cu echipa Italiei, sportivele sunt în parametri, sunt bine pregătite și sperăm ca la campionatul european să reușim să obținem un rezultat bun. Din lotul tricolor format din șapte sportive face parte și slătineanca Alexandra Gheorghe, care anul trecut a reușit să obțină locul 5 la această competiție. În ordinea categoriilor Manea Gabriela la categoria 48 de kg sportivă de la CSM Tulcea, la 54 de kg Gheorghe Alexandra Ana Maria sportivă de la CSM Slatina, la categoria 60 de kg Danilețe Caterina de la CSM Botoșani la categoria 63 de kg Marin Loredana de la Călăraș la 66 de kg Guță Iulian de la Sibiu 75 de kg Andrei Roberta de la CSM Tulcea și la 81 de kg Schinte Petronela de la Turnul Severin Campionatul Național de Box Feminin din Anapa, Rusia, se va desfășura în perioada 8-17 octombrie.